Prioritate pentru achiziționarea biletelor au avut abonații, iar azi ar fi urmat ca tichetele rămase să fie vândute celorlalți doritori. Din păcate, de luni și până miercuri, toate cele 397 de bilete au fost vândute. Din păcate, au fost și aseară, după ora 16 și în dimineața aceasta, se pare că biletele s-au epuizat și, din câte am înțeles, și telefonic sunt încă unii dintre cei care au avut abonamente și nu au cumpărat bilete. În dimineața asta au revenit și și-au cumpărat biletele, așa încât nu mai sunt bilete pentru meciurile de sâmbătă și duminică. Ne pare rău pentru cei care doresc să fie alături de noi, pentru că dorința de a avea un bilet de a intra în sală înseamnă să fie alături de noi, să ne încurajeze. Este un lucru extraordinar care, iată, nu poate fi răsplătit măcar cu posibilitatea de a-i da omului un bilet. Cei care nu au reușit să-și procure bilete își vor putea urmări favoriții la televizor și la radio. TVR3 și Radio Iași vor transmite sâmbătă și duminică de la ora 11 în direct meciurile dintre Universitatea Suceava și Liberty sau Bernardo.